Un număr impresionant de pompieri au intervenit duminică după masă la stingerea unui incendiu declanșat în satul hunedorean Aurel Vlaicu din comuna Gioagiu. Incendiul a izbucnit într-o gospodărie ai cărei proprietari nu erau la domiciliu, incidentul fiind anunțat de vecini. În momentul în care pompierii militari au ajuns la locul solicitării, incendiul se manifesta violent atât la acoperișul șurii, cât și la o altă clădire aflată în construcție, pe o suprafață totală de aproximativ 150 de metri pătrați. Din cauza cantităților mari de materiale combustibile aflate în șură și în anexă, a existat un real pericol de propagare a focului și la cele două case vecine, însă acesta a fost evitat și, din fericire, nu au fost victime. Duminică după amiază, pompierii detașamentului din Orăștie și ai gărzii de intervenție Gioagiu s-au mobilizat cu trei autospeciale de stingere cu apă și spumă, un echipaj smurt și o autospecială de primă intervenție și comandă în localitatea Aurel Vlaicu, acolo unde un incendiu a izbucnit într-o șură a unei gospodării. În momentul în care pompierii militari au ajuns la locul solicitării, incendiul se manifesta violent atât la acoperișul șurii, cât și la o altă clădire aflată în construcție, pe o suprafață totală de aproximativ 150 de metri pătrați. Din cauza cantităților foarte mari de materiale combustibile aflate în șură și în anexă, a existat permanent un real pericol de propagare a focului și la cele două case învecinate. Din fericire, nici de această dată nu s-au înregistrat victime în urma incendiului. De asemenea, în timpul intervenției, salvatorii au depistat în anexă o butelie încărcată pe care, după răcire, au evacuat-o din zona afectată, eliminând astfel pericolul de explozie care ar fi putut provoca o adevărată tragedie. Cei care locuiesc în preajma imobilului afectat de incendiu au fost extrem de mulțumiți de intervenția rapidă a pompierilor din Orăștie și Gioagiu. Rapidă și foarte, foarte eficientă, dar nemaipomenit. Mii de mulțumiri. Chiar sunt aici vecini și mi-era frică că se extinde, dar nu. Deci ați acționat deosebit. În urma intervenției pompierilor din incendiu au fost salvate animalele domestice din curte și un utilaj agricol.